Aș spune că asta e doar perspectiva mea, a ta și poate a lui Cătălin, dar Radu, cine știe, poate se va întoarce la un moment dat într-unul dintre locuri. Da, da, din mai multe motive. Nu râdeți. Da, nu, sunt locuri ok. Și într-adevăr, e baleiată toată plaja asta de emoții și de surprize și de doze de neprevăzut. Ai într-o parte tristețea și ai într-o parte sentimentul că nu poți face nimic sau poți face foarte puțin față de cât ar avea nevoie omul ăla, de obicei un copil. Pe de altă parte, ai oameni care înfloresc de undeva din nicăieri, despre care tu nu știi că existau pe lume și pe care încerci să-i vezi cu ochii minții multiplicați la nivel de țară. Dacă ar fi unul ca ăsta în fiecare județ, sau doi, sau trei, parcă ne-am simțit ceva mai bine în orizontul nostru, în sistemul nostru de așteptări, în reglajele noastre de zi cu zi. Și cu Sabina am fost și aici trebuie să-l aducem pe Teo în discuție. Eu aveam o imagine deformată despre voluntar, așa cum aveau destul de mulți. Voluntarul, în principiu, trebuie să fie un nătăfleț, care are timp de pierdut și care se închiriază gratis pentru diverse cauze cavalerești, exotice, profund inutile. Și un voluntar implicat și care o face pentru că asta îi spune sufletul lui să facă, e de fapt o utopie. Iar englezii spun despre utopie că este paradisul proștilor. Asta era în mintea mea până nu demult, până acum o lună. Și acum o lună am ajuns undeva în județul Vâlcea, în comuna Pietrari, loc mirific, și am dat peste un voluntar. Și mă așteptam să găsesc un om blazat, da, care făcea umbră pământului și care număra câte secunde mai sunt până începe a doua zi. Și am găsit un băiat de 14 ani, de 15 ani, care ne-a curentat, ca să nu zic mai mult. Tipul, în primul rând, că n-avea maturitatea celui care a suferit, care a avut traume în familie, era băiat de preot. N-avea maturitatea celui pe care viața l-a pus în situații la limita posibilului. Avea maturitatea celui ivit pe lume înaintea generației lui, sau care, după ce s-a născut, a luat-o ușor, ușor înainte și din când în când se uită în urmă să vadă ce facă el alții. Și de multe ori îi mai vede. Deși nu e ceață, e timp frumos, dar ceilalți sunt mult în spate. Băiatul învățase să umble pe internet prin forțe proprii. Nu făcuse ore de informatică și se familiarizează singur cu internetul. Atât de mult încât ajunsese să instruiască pe alții. Tineri, bătrâni, nu conta. Un om cu un discurs aproape academic, cu anume sfătoșenie în exprimare, cu un tip foarte, cu ideile foarte bine structurate și care avea sentimentul că le vorbește unor cursanți, nu unor oameni care au venit să mire în fața lui. Mai mult, omul ăsta sau copilul ăsta câștigase un concurs de idei îndrăznețe, ajungând într-o finală în care nimerise contra unui snop de profesori din Sibiu, secondați de niște elevi, poate și olimpici pentru ei, și îi bătuse cu mână la spate de unul singur, ăla din Pietrar, de acolo. Și a produs un DVD, sau ce era, așa, cu fizica The Funny Way. Da? Deci cam așa arată. Și m-am gândit, ăsta e în Vâlcea, dacă o fi altul și în Harghita, precis trebuie să fie, dacă o fi altul și în Mureș, dacă o fi altul și în Sălaj, dacă o fi și dacă o fi. Ăsta este polul plus, polul minus este povestea unui băiat bătut cu sistem, gospodărește de maică sa, undeva în județul Vrancea, la Boghești, da? Un loc pe care vă provoc să-l găsiți, dacă vă duceți cu mașina sau cu ce vă duceți, să-mi spuneți că l-ați găsit și anume din prima. Fiți sinceri. Și omul ăla, copilul ăla, identificase în bibliotecă un sanctuar. Deci venea ca la refugiu. Venea ca să scape de acasă. În mod normal, la bibliotecă, dacă ești un copil de București, te duci cu sentimentul că îndeplinești o corvoadă. Trebuie să fac referat, trebuie să citesc nu știu ce, trebuie să caut o tâmpenie în loc să mă duc la bingo. Ok. Aici era invers. Aici copilul abia aștepta să plece. Iar bibliotecara, într-o complicitate cu copilul și trecând peste voința mamei, îl adăpostea, îi dădea să mănânce câteodată, îi dădea de citit, copilul venea, se uita pe calculator, își deschidea ochii spre lume. Există oameni, în vârstă unii dintre ei, care știu că nu mai pot să plece.
ci că din Declarația Drepturilor Omului n-ar trebui să lipsească dreptul de a pleca. Da, în literatură așa e. Dar aici sunt oameni care nu mai pot biologic să plece. Sunt prea bătrâni, sunt bolnavi sau n-au bani. Și atunci pleacă prin internet. Și văd Italia, nu fi văzut și pe noi la Roma, și văd Spania, și văd Azorele, și văd Thailanda, deschizând site-uri și uitându-se acolo și închipuindu-și că sunt acolo. Și câteodată, ce să vezi, chiar sunt acolo, ce ajung la un nivel de identificare și de absorpție în peisaj și în cultura și în locul acela, încât e ca și cum ar fi fost acolo în croazieră. Sunt câteva doar. Eu cred că o primă concluzie, după ce v-am ascultat, e că în bibliotecile din România, în 1800 de biblioteci din România, se desăvârșește, învățând-o, arta fugitului de acasă. La mine la Iași, apropo de faptul că tu fugeai de acasă când erai mic, la mine la Iași spunea, e o vorbă care încă funcționează, că n-ai unde să pleci, poți să o iei ori spre cimitir, ori spre gară. Altă soluție în Iași, încă de pe vremea Junimii, ci că n-ar prea fi. Eu locuiam când eram foarte mic, aproape de cimitir, așa încât știu bine drumurile din cimitir, dar le știu deocamdată cu dus întors. Aș spune că, în fine, și experiența asta pe care am exersat-o cu toții, e soluția fugii de acasă, care nu-i periculoasă pentru nimeni. Atâta vreme cât fugim din viețile noastre liniare câteodată, acute altădată, întotdeauna nevricoase, în astfel de destine, ne întoarcem și noi, poate cu chef să mai intrăm în câte o bibliotecă. Nu mai spun de internet, că acolo e, de acolo e greu să ieșim. Așa încât toată povestea pe care o punem noi la cale și cartea care probabil că într-un curând destul de apropiat va exista, deocamdată pe internet, apoi fizic, sper să fie pentru dumneavoastră ceva care e de răsfoit. Fie că lucrurile se pot face doar cu un click.